Sunt un suporter al FCU 1948, echipă care în momentul de față activează în Liga a treia, echipa lui Mititelu, cu de regulă spun toți, pentru că e echipa pe care o port în suflet de 41 de ani. Tatăl meu, fiertat, a fost suporter al Craiovei. Uitându-mă împreună cu el la meciuri, mi-a insuflat și mie această dragoste pentru Craiova. Declanșându-se, de fapt, dragostea la finala Cupei României din 1977, când am învins cu 2-1 pe Steaua. De atunci mi-a rămas în suflet și pentru mine este cea mai mare dragoste, pot să spun. Echipa de suflet, echipa pe care, cum vorbim noi, suporterii, și cum orice s-ar întâmpla, până la moarte și dincolo de ea, împreună cu Craiova. Eu cred că echipa mea va promova fără probleme. Avem un buget record pentru Liga a treia, după declarația de la Mitelu, 1 milion de euro, condiții de pregătire ca al echipelor de Liga I, cu tot ce implică cantonamente, mase, etc., etc. Deci, cred că proiectul este serios. Cred, fără nicio urmă de îndoială, că vom promova. Pentru echipă faci orice, pentru echipa ta de suflet te duci și o susții. Asta este. Problema e că suntem, se pare, interziși pe stadioanele din Craiova, de oficialitățile primăriei. Asta e, deși avem un stadion postul Ion Obilencu, și actual tot Ion Obilencu, dar este fantastic, frumos, cu toate condițiile. Nu avem acces, chiar dacă este construit din bani publici. Se pare că doar alții au acces acolo, nu noi. Și noi, anul trecut, pe Maidanele, pe județul Dolj, în Liga a patra, aveam 2-3.000-4.000 de spectatori la meci. Mai mult ca la Liga I. Mai mult ca la meciul de Liga I, din păcate. Anul ăsta deja am început să merg împreună cu suporteri din Ardeal, din Gorj, din, am prieteni de la Cluj, Câmpia Turzii, Dej, cu care merg împreună la meciuri, când se poate, când nu mai mergem și individual, singuri, ne facem datoria. Problema, cum v-am spus, e timpul, e financiar, oboseală, sunt sute de kilometri totuși care trebuie să faci pentru deplasare. Păi, bineînțeles că am un gând pentru, în special pentru suporterii FCU 1948. Le doresc sărbători fericite, multă încredere în echipă și să vină alături de sport, să vină pe stadioane, să vină în țări, pentru că e păcat. E păcat să nu-i susținem pe sportivi, că poate și din cauza asta, din lipsa susținerii suporterilor, există lipsă de rezultate. Posibil să fie una dintre cauze, pentru că una e când joci cu o tribună plină sau cu o sală plină, altfel evoluezi când e pustiu.